Bună ziua tuturor, bine v-am găsit, dragii mei prieteni, pe canalul Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 14 septembrie pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Haideți să vedem pentru zodia berbec ce va fi în această zi de 14 septembrie, adică mâine, cum va fi această zi pentru voi, zodia berbec, ce va aduce ziua de mâine. Zodia berbec, în această zi văd că vă veți ocupa de două lucruri. Vă veți ocupa de resursele noastre financiare sau de planurile, proiectele dumneavoastră. Va trebui să faceți o alegere într-un mod lejer, flexibil, și văd că veți încerca să fiți echilibrați și să puneți în balanță o decizie, pentru că aveți două lucruri și va trebui să alegeți una dintre cele două lucruri. Și vi se spune că să dați prioritate doar ceea ce este important, da? Și văd că veți intra în legătură cu altă femeie, berbec, leu, săgetător, care are un rol important în viața noastră, o femeie foarte atractivă, magnetică, cu care vă veți sfătui, cu care veți comunica, cu care vă veți distra, da? Dacă nu e așa, atunci sunteți dumneavoastră această femeie foarte atractivă, frumoasă și veți fi foarte populară, veți fi mai încrezătoare, veți deschide inima altor persoane, veți comunica, da? Veți atrage privirile și văd că veți manifesta propria noastră putere. Văd că aveți resursele necesare pentru a manifesta tot ceea ce vă doriți, pentru a începe un nou început. Doar că important e că vă doriți acest lucru și văd că veți fi liberi să vă doriți acest lucru. Văd o intenție, poate veți intra în legătură cu o persoană mai tânără. Văd că vă veți ocupa, veți comunica și vă veți ocupa de un job, de o situație, de... Văd că veți fi o mag veți face magie în viața noastră în această zi. Dar în ce privește un nou început aici, văd că aveți nevoie de a face ordine în mintea dumneavoastră sau de a face ordine în pașii următori pe care doriți să-i faceți. Unii dintre voi aveți nevoie de odihnă, poate vă veți odihni după munca pe care văd aici că o veți avea. Văd că mintea noastră e stresată și are nevoie de a se relaxa, de a sta în pace, să spunem așa, și în liniște, da, pentru a vă recăpăta energiile. Unii dintre voi poate sunteți mai neîncrezători și sunteți în ansie și de acolo aceste gânduri, dar eu vă transmit să opriți mintea și să vă odihniți, că aveți nevoie de a vă recăpăta energiile. Văd că, din nou, veți face anumite alegeri, poate veți semna contracte sau vă veți ocupa de două lucruri și va trebui să faceți anumite alegeri în ce privește o situație sau veți vinde, veți negocia în această zi, veți semna contracte, nu știu, dar aici văd că ți se spune să iei în considerare oportunitățile profesionale care ți se prezintă. Și că văd că tu vei pune în balanță pentru a face această alegere. Da? Vei fi foarte atent la aceste alegeri pe care le vei face și vei analiza foarte mult pentru că dorești echilibru în viața ta. Haideți să vedem. Te vei sfătui cu această femeie. Și văd că ți se spune să activitățile tale artistice aduc beneficii carierei tale și în fiecare aspect din viața ta. Văd că e nevoie să fii mai creativ, să vă aduci inovații, idei noi, într-o relație sau într-o carieră. Da? Pentru că acest lucru îți va aduce beneficii. Sau această femeie va fi mai creativă și îți va aduce o veste, o idee sau te va sfătui într-un mod sau altul. Și văd că ești talentat în ce privește energia vindecătoare. Ai anumite talente. În ce privește o vindecare energetică. Este o importantă bună a scopului din viața ta. Da? Să manifesti puterea ta personală. Să te vindeci. Să ai parte de un nou început. Aer
resurse pentru a face acest lucru. Și vei avea intenția de a te vindeca, pentru a te echilibra. Cred că vei dori să faci meditații sau îți vei lua un moment de singurătate pentru a-ți reveni, pentru a avea energie, a-ți recăpăta energia. Și văd că te vei ocupa de copii sau scopul tău al vieții tale consiste în a ajuta copiii, în a învăța și în a avea grijă de acești copii. Da? Sau e nevoie să iei totul mai lejer, să-ți aduci aminte cum era copil, să te joci, de ce nu, cu copiii tăi dacă ai copii. Și poate în această zi cineva va dori să facă un copil sau se va gândi la acest lucru. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. V-am pupat, la revedere, sănătate! Voi trece la zodia Leu. Haideți să vedem pentru zodia Leu ce va fi în această zi. Pentru voi, dragii mei, 14 septembrie, zodia Leu. În această zi văd că va fi o schimbare mare în viața noastră sau cineva se va rebela, va fi mai revoluționar, mai impulsiv. Văd cineva e mai, cum să zic eu, mai nerăbdător în a comunica, în a spune ce îl interesează sau ce îl doare sau ce o doare. Văd că cineva se opune. Poate cineva va fi mai impulsiv sau mai impulsivă, mai nerăbdător. Sau cineva își va pierde răbdare aici, sau cineva care merge contra curentului, da? Și se opune sau dorește să facă altfel. E posibil să faceți un drum în această zi sau să luați decizii, să vă opuneți cuiva unei persoane, să fiți mai nerăbdător, să spuneți pe bune ceea ce gândiți, să vă pierdeți cu cumpătul și să nu mai, cum să zic eu, să nu vă mai abțineți în ceea ce gândiți și ceea ce simțiți, da? Văd că veți primi mesaje, vești minunate de la o persoană care are afect în ceea ce vă place, în ceea ce vă privește, mă scuzați. Văd un admirator aici, poate o persoană mai tânără sau o persoană intuitivă aici, sau veți intui anumite mesaje care vor veni către dumneavoastră. Văd că veți avea anumite abilități psihice, veți fi intuitiv și sau simțiți deja că vin acele mesaje de fericire. Văd că un bărbat în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn poate are un rol important în viața noastră sau vă veți axa foarte mult pe muncă, pe carieră, pe stabilitate, veți fi practici sau veți intra în legătură cu acest bărbat care este mai atent, mai persistă în atenție, în detalii, o persoană care lucrează foarte mult, greu chiar și foarte ambițios, o persoană care are foarte multe responsabilități. Poate veți primi mesaje din partea acestui bărbat sau dumneavoastră veți trimite sau de la drum, dar văd că cineva va fi răbdător cu dumneavoastră, va fi practic, vă va ajuta, vă dă un sfat, o mână de ajutor sau dumneavoastră veți fi acea persoană. Haideți să clarificăm aici, să vedem. Este nevoie de forță interioară. Cred că veți face un drum și cred că vă veți face respectați la acest drum, veți spune lucrurile cum stau, ceea ce gândiți, vă veți opune cuiva sau ceva anume. Zice că tot ceea ce ai experimentat în viața ta te-a făcut mai puternic și mai curajos. Și văd că vei avea forță interioară pentru a face față oricărui obstacol. Haideți să vedem. Da, în ce privește anumite comunicări sau ceva sau veți comunica dumneavoastră, vi se spune să aveți încredere în sentimentele și în visele tale și lasă ca această încredere să te ghideze spre cariera ta profesională.
Haideți să vedem. Are și multe. Ambientalistă. Ești un înger pe pământ, născut pentru a proteja și a proteja natura și animalele și a învăța tot ceea ce știi tu altor persoane. Da, o persoană care stă foarte mult în natură sau o persoană care ține la natură. Văd că veți fi foarte atenți de natură sau veți merge în mijlocul naturii, vă place să fiți în mijlocul naturii. Sau această persoană este în semn de pământ aur fecioară Capricorn care îi plac animalele și îi place să protejeze natura. Zice să vindeci, să fii inspirat, să înveți sau să... Tu cu scrisul, ești foarte talentat să scrii chiar și mesaje sau să scrii poezii sau povești, nu știu, dar văd că ai inspirație să scrii, să educi sau să înveți copiii sau cu cuvintele care tu le scrii, poți aduce vindecare în sufletele altor persoane, le poți aduce stabilitate, le poți aduce mai multă încredere în propria persoană, le poți aduce zâmbetul pe buze, nu știu de ce, dar trebuie să te ocupi de acest lucru, să scrii mai mult și în această zi poate vei scrie. Acest mesaj poate fi pentru unii dintre voi, este o etalare generală și să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Sensibilitate. Devii din ce în ce mai sensibil și în același timp ai nevoie să realizezi anumite schimbări. Ești foarte sensibil, așa că ai nevoie de a aduce o schimbare în viața ta, de a te proteja, să-ți protejezi propria persoană sau să aduci schimbări în a fi. Pentru că dacă ești mai sensibil, automat preiei asupra ta energiile celorlalți, cum se simt ceilalți, starea lor. Și automat te poate afecta pe tine. Deci, în consecință, ai nevoie ca tu să aduci anumite schimbări în viața ta, pentru că ai devenit din ce în ce mai mult sau mai sensibilă decât de obicei. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. V-am pupat, la revedere, sănătate, mai bine. Voi trece la zodia Săgetător. Haideți să vedem, 14 august. Ce va fi? Ok. Dragii mei săgetători, în această zi vă simțiți abandonați sau văd o răceală, poate vă simțiți singuri sau o răceală din partea altor persoane sau văd o pierdere sau o schimbare negativă, vă simțiți dați pe din afară sau că societatea e împotriva dumneavoastră sau persoana din jurul dumneavoastră vă dau la o parte. O situație care nu e ușoară, prin care treceți sau... Este un moment temporar, să știți. Da? Deci este un moment temporar. Această schimbare poate fi de la o femeie din trecut, de la mama noastră sau... Sau vă gândiți la o femeie care peste hotare sau la distanță de dumneavoastră fizică. Văd că aveți anumite frici în ce privește familia noastră sau vă simțiți... Dați la o parte de familia dumneavoastră, dar e doar o senzație trecătoare. Văd o confuzie sau neînțelegeri cu familia dumneavoastră sau cu femeie din familia dumneavoastră și acolo sunt anumite iluzii, frici, da, sau confuzie. Ți se spune să te gândești bine la o situație și... Poate te gândești să faci o călătorie, să faci un drum, ți se spune să abandonezi această situație, aceste gânduri negative, să aprofundezi această situație. Poate vei prefera să stai mai mult singur, singură sau să faci o călătorie la distanță. Te gândești la o femeie de peste hotare sau care e la distanță de tine. Sau la trecutul tău, la anumite pierderi sau te gândești la anumite situații din trecutul tău unde ai avut lipsuri, unde ai avut momente de sărăcie sau de singurătate. Energie vindecătoare.
Talentele tale naturale de vindecător energetic sunt o parte importantă din scopul vieții tale. Ai nevoie să-ți echilibrezi chakrele, să meditezi, să te echilibrezi tu ca persoană, să te vindeci, pentru că ai un talent natural prin care poți să faci acest lucru. Nu vezi ceva clar, ceva este neclar. Haideți să vedem. Da, te gândești la o călătorie, la un avion. Te gândești să faci drumuri. Zice că raportul tău cu cristale și cu pietre prețioase este un canal de energie vindecătoare care te poate ajuta. Da? Poți să lucrezi cu cristalele. Te poate vindeca. Ești în gradul de a înțelege animalele și de a comunica cu lor, cu ei intuitiv și să urmezi ghidarea interioară pentru că animalele fac parte din viața ta. Și scopul tău al vieții tale este să călătorești, dar nu numai să călătorești cu mașina, cu avionul, să călătorești chiar și cu internetul, cu tehnologia, da? Să folosești tehnologia și poate acolo tu fugi de realitate și te relaxezi. Uite, scopul vieții tale este să comunici. Scopul vieții tale are treabă cu capacitățile tale de comunicare. Și înăuntru tău este o carte care dorești să o manifesti. Găsește timpul pentru a scrie această carte. Da? Poate trebuie să scrii sau tu va trebui să studiezi, să citești anumite cărți în ce privește comunicarea. Poate tu te gândești ca într-o zi să scrii o carte. Da? Haideți să vedem și aici. Maestru spiritual. Vindeci făcând cursuri și seminarii. Da? Poate ai treabă cu un maestru spiritual, cu o femeie importantă din viața ta care e un maestru spiritual sau tu ești un maestru spiritual și poate vei ține cursuri sau seminarii sau tu trebuie să faci parte din cursuri și seminarii. Și pentru alții dintre voi aveți o capacitate născută de a construi și de a crea care te face să te simți profund realizat. Tu te gândești în viitorul tău, departe, să construiești ceva, să scrii o carte sau să comunici în fața altor persoane. Ești să vindeci, de ce nu? Ești un maestru spiritual, ești foarte profund, ai emoții profunde. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere, numai bine, sănătate!